în librăria din centru pentru o lansare care este care se recuperează nu doar istoria, se recuperează de fapt o conștiință a acestui loc. Este foarte este foarte dur pentru orice locuitor al Chișinăului atunci când deschide o carte și de o frază de genul acesta. Înainte de Buchenwald și Auschwitz, niciun nume deloc nu a evocat suferința evreiască într-un mod mai izbitor decât numele Chișinău de la Independența Republicii Moldove din 91. Mi se pare foarte necesar de a nu acoperi cu uitare tot ce a însemnat rană, și nu doar pentru comunitatea evreiască, pentru umanitate în genere. Și pot să spun că în portofoliul editurii Cartier sunt o mulțime de cărți care au, mai cu seamă în Cartier istoric, care au recuperat masiv, fie că e vorba de foamete, fie că e vorba de cel de-al doilea război mondial, fie că e vorba de istoria secolului 20, ar fi suficient să amintesc doar, de exemplu, cele patru volume de Hobsbawm și multe, multe altele. Deci acest travaliu al istoriei, al memoriei, ține cumva și de felul nostru de a ne raporta la ce s-a tipărit important și la felul în care facem ca anumite texte magistrale, aș zice, scrise în alte limbi, să fie împământenite la noi și să apară în această colecție. O să facem o mică abatere de la ceea ce scrie pe afiș, adică o să-l dăm puțin peste cap, pentru că lucrurile niciodată nu sunt așa, nu sunt bătute niciodată în cui definitiv. Și înainte de a-l ruga pe Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate, o să mai citez un mic fragment din carte. Se spune în capitolul 1, la un moment dat, următorul lucru. Foarte mobil, ca niciun alt termen al secolului 20, termenul pogrom a fost considerat capabil să cuprindă în sine secole de vulnerabilitate evreiască, puținul necesar al suferinței evreiești. Mi se pare foarte, foarte dramatic cum un cuvânt provenit din această lume care mai degrabă basculează spre Asia, cum se globalizează acești termeni, cum de fapt ajung să însemne mult mai mult decât la început. Pentru că la un moment și o etimologie aici care vine de la Tunis, refugerare. Despre toate acestea și despre ce se află de fapt între copertele acestei cărți, este vorba de Steven Zipperman, Pogromul Chișinău și Înclinarea Balanței Istoriei, apărut grație sprijinului USAID. Să facem vorbiri în seara asta și cel care va deschide cartea pentru noi este Jan Feldman. Te rog. Mersi mult, Emilian. E o mare responsabilitate să vorbesc despre așa o carte în librăria Cartier, în fața lumii care apreciază cartea, știe ce e cartea. Și mai ales cartea asta care... Cumva, nu știu, eu credeam că o să termin, eram ultimul pe listă și credeam că o să termin cu chestiile, nu că magice, dar mai coincidențe mai interesante, mai supraumane. Acest eveniment, cartea asta care descrie un eveniment foarte important, un eveniment cu un impact major, un eveniment cu care... Când am deschis, când m-am gândit cum să abordez, de la ce să încep, am făcut niște Google search, am vrut să știu ce a mai scris sau s-a mai făcut în Chișinău pe această temă și am văzut un articol publicat de Ambasadorul Statelor Unite. Articol pe site-ul ambasadei, articol de, nu știu, 10 paragrafe, foarte scurt. Dar care zice că numele Chișinău nu este străin pentru urechiul american. Când
aude un american Chișinău, deodată se gândește la evenimentele din 1903. Și cumva, în mod, și de ce am început să vorbesc despre magia cifrelor, 6 aprilie, 7 aprilie, sunt datele în care s-au desfășurat evenimentele pogromului din Chișinău. E ceva ce, cum zic americani, rings a bell, adică sună clopoțelul, ceva ne amintește. Ceva se întâmplă, probabil în aprilie, în fiecare an sau fiecare 100 de ani în orașul nostru iubit. Și ceva magic, da? Magic nu în sensul bun al cuvântului, da? Nici nu știu cum să descriu, în sensul sincroniei despre care scria Jung, da? Ceva este în acest punct a timpului și locului. Probabil că avem, nu știu, astrele cumva se alinează. Despre evenimente. Și despre, adică, despre o coincidență bizară și cifrele magice. Despre ce ține de evenimente și de carte. Nu, mai ales despre carte. Am mai fost cărți despre pogromul din Chișinău. Cea mai cunoscută carte este Easter in Chișinău, din 92, mi se pare că Jacobs, cred că se numește Judge. Autor. Edward Judge, da. Am citit-o de mult. E mai mult un... vezi, e bine când vorbești după un istoric, dar nu înainte. de un specialist. Cartea aceea e mai mult o istoriografie, o descriere factuală a evenimentelor. În carte lui Zipperstein e foarte mult dat contextul evenimentelor care au înconjurat pogromul din, sau timpul pogromului din Chișinău și cum a răsunat acest eveniment peste tot în lume. Acum, un oraș periferic al Marelui Imperiu, un oraș sărac, un oraș cu un amalgam de etnii, un mix de tot și de toate, a devenit brusc, a ieșit pe primele pagini ziarelor și revistelor din toată lumea și, în mod straniu, a devenit chiar un... chiar un push, adică așa o împingere spre, și asta nu sună, adică sună straniu și sună bizar, dar asta așa a fost de fapt, spre crearea statului Israel, fiindcă la congresul sionist, nu știu de care a petrecut, nu istorician și îmi permit anumite gafe, da, ce a frapat pe Theodor Herzl, care era profetul de stat Israel, anume faptul că delegația Chișinăului, ei credeau că trebuie de creat ceva imediat, acum, că acești oameni au suferit și vor stat oriunde, în orice context. Și anume delegația din Chișinău era aceea care a zis că nu, noi vrem Israel acolo unde el a fost. Noi suntem gata să răbdăm, dar să creăm acest stat acolo unde este cumva menit de Dumnezeu. E un larg context istoric care, adică un oraș mic, periferia unui imperiu, dar cumva la alinierea astrelor a devenit un punct de unde au coincis toate drumurile, toate liniile astea de forță, de magnetice, unei istorii, într-un fel, mondiale. Context istoric.
context social și context practic, mai mult din cu ce mă ocup eu. Această carte ne demonstrează cum intoleranța, cum fake news-uri, într-un fel, fiindcă ceea cu ce se ocupa Crușovan pe timpul erau fake news-uri, gen evreii au ucis copil creștin, nu știu ce, adică dezinformarea, propaganda aurii interietnice, propaganda a superiorității a cuiva, poate duce la victime reale, palpabile și chiar la ucideri în masă, care cum? Și asta e ceea ce se referă Ziperștein, zice că e cel mai mare, cel mai cunoscut eveniment înainte de Holocaustul. Cu toate că n-a fost nici cel mai mare, nici cel mai violent, tehnic vorbind, statistic vorbind, dar a devenit cel mai cunoscut. Și având 7 aprilie, putem să nu repetăm data asta de 7 aprilie spiritual încă o dată, promovând ura, intoleranța, promovând violența, promovând stereotipurile etnice, promovând xenofobie, dar studiind istoria, vedem la ce pot duce asta și cum să nu repetăm greșelile, să nu repetăm contextul, să nu repetăm dezinformarea și să nu repetăm tot ce ține de acest context care s-a format atunci 100 și ceva, 120 de ani în urmă. Și cum zic destul de des evreii în așa context, never again, niciodată de nou. Asta este mesajul. Haideți să citim cartea, să vedem la ce a dus și cum să nu repetăm această greșeală încă o dată. Mersi foarte mult! Mulțumesc, Ian. Eu vreau să las povestea asta pentru final, dar fiindcă totul se dă peste cap într-un fel de scenariu ad hoc, o să spun acum, apropo de coincidențe. Întâmplarea face, și poate că nu este o simplă întâmplare, că traducătorul acestei cărți se numește Cristian Fulaș. Este exact acel Cristian Fulaș care a tradus integral În căutarea timpului pierdut, care apare acum deja în volumul 7. Ei bine, amintiți-vă cei care au citit cartea și sigur, sunt sigur că toată lumea de aici cel puțin știe de Madlena și cel puțin s-a uitat într-un volum sau două. Una dintre liniile de subiect persistente în romanul Saga lui Proust este vorba de afacerea Dreyfus, care a marcat foarte tare intelectualitatea franceză, toată intelectualitatea europeană și acest clivaj trece inclusiv prin familie. De exemplu, în familia Guermant există Dreyfusards și anti-Dreyfusards. Și asta se întâmplă, asta trece dintr-un volum în altul. Este ceva ca un fel de nu doar cicatrice, pentru că cicatricea se vindică, dar ceva care este mereu reactivat. Și asta ține loc într-un fel de conștiință de sine. Și dacă ne amintim bine că și personajele, câteva dintre personajele importante din romanul lui Proust, Bloch sau Swann, sunt evrei și felul în care ei se raportează, pentru că unii dintre ei, culmea, sunt antidreyfusari. Și asta e foarte curios. Asta apropo de paranteză pe care mi-ai deschis-o. Și o altă paranteză, dar asta deja, deci o chestie care... Bun, au trecut atunci că este peste 50 și ceva de ani, dar o țin minte ca și cum s-a întâmplat ieri. Noi eram de foarte puțin timp, deci aveam 7-8 ani de zile, lucram aici pe strada armenească, puțin mai jos de piață. În curtea noastră erau două familii de moldoveni, două familii, deci de ruși sau ucraineni, ceva de genul ăsta, vorbeau rusă tot cazul, vreo 3-4 familii de georgeni și în rest erau familii evreiești, pentru că era centrul vechi a Chișinău și mai departe. Și... Bun, erau micile de astea conflicte ca între, în curte, așa, deci între, nu, de, deloc nu pe criteriul rasial, dar ceea ce m-a marcat pentru totdeauna este următoarea istorioară. Venise, la momentul, un nepoțel la una dintre familii de evrei,
Și noi copiii din curte, mă rog, am început să, am vrut să știm și cu el și țin minte că îl întrebam, evident că în limba rusă, tectua, și eu tot așa, nu spunea. Și cineva zice, tu magic? Eu zice, nii. Tu devășică? Nii. Tectua? Ea evei. Și asta mi s-a părut extraordinar, asta mi s-a părut extraordinar pur și simplu. Deci, acest ea evei pronunțat cu toată, ca o chestie afirmativă, pur și simplu, ea evei și punct. Și asta este o chestie extraordinară. Și ca să încheie, deci, cu, mă rog, citat sau să prelungesc niște idei pe care le-a lansat, Ian, apropo de, neuitare, mă întrebam puțin înainte de această lansare și am rugat-o și pe Cristina să verifice un lucru esențial. Celebru poema lui Bialik, deci orașul cum, orașul ucigaș, orașul care ucide. Măcelul, orașul măcelului, da. Orașul măcelului. Cineva îl știe în traducere românească, dar o traducere sau apărut, să fie apărut într-o antologie ceva, pentru că, de exemplu, tot desfugia a lui Celan este hipercunoscut și bănesc s-a tradus în toate limbile și apare în tot fel de antologii. Probabil și asta e tot un fel de travail al memoriei, în momentul în care anumite, anumite texte consacrate, toată lumea știe despre ele, dar nu știu în ce măsură ele fac parte deja din conștiința poporul în limba căruia deci sunt traduse aceste texte. Mi se pare esențial ca aceste texte să fie traduse, să aibă o circulație mult mai largă decât de ce a avut la momentul scrierii. Bun, asta fiind paranteza de cea încheiată, sper că totuși a apărut doamna Leona Grosu, directoarea comunității. Da, bine ați venit. Vă rog atunci de la intrare deodată în față. Și mulțumim că ați venit. Bună seara, onorată asistență, dragi colegi, într-adevăr îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi în fața domnilor voastre pentru ca să zic că este încă un obiectiv împlinit. Traducerea și publicarea acestei cărți este unul dintre obiectivele pe care Comunitatea Evrească din Republica Moldova și le-a propus și am reușit să îl realizăm împreună și grație efortului inclusiv a editurii Cartier. Pentru că acum un an în urmă, când am pus împreună agenda evenimentelor de comemorare a celor 120 de ani de la pogromul din Chișinău, care a fost marcat anul trecut în parteneriat cu autoritățile naționale, autoritățile publice centrale, autoritățile locale, partenerii noștri de dezvoltare, am avut un șir de evenimente. Și printre aceste evenimente, la fel, am planificat și am și organizat o conferință de nivel înalt, în care noul profesor Zipperstein a venit cu o prezentare și a vorbit despre această carte. Singura și una dintre cele mai reprezentative, aș zice eu, despre istoria pogromului din Chișinău. Și care ne-a ajutat foarte mult pentru ca să învățăm detaliile acestei tragice pagini din istoria noastră, pentru ca să trăsăm careva conexiuni dintre ceea ce a fost unul dintre primele probabil cele mai bine reflectate pe acea vreme evenimente în presa internațională. Sigur că în zilele noastre lucrurile se transmit cu viteza luminii, deci avem acces la rețele de socializare, avem acces la mai multe surse de informații, lucru care nu a fost posibil în 1903, dar în pofida acestui fapt, cu siguranță a fost foarte bine documentat. Însă asemenea volume, precum este cartea domnului Zipperstein, domnului profesor Zipperstein, este una dintre cele mai importante lucrări și am venit cu această propunere. Ne-am adresat cu această propunere către dumnealui, am vorbit cu parteneri. Printre persoanele care au căzut interesate atunci, de acest subiect a fost și doamna Rezanu, am discutat și cu dumnei și îmi pare foarte bine că la un moment dat această conexiune ea a funcționat. Și domnul profesor a fost de acord, mai mult că atât a pus la dispoziție materiale și ne bucurăm că acest volum deja este accesibil pe rafturile librăriilor din Chișinău și nu doar din Chișinău. Ne dorim foarte mult ca el să apară în librării și în alte orașe, ne dorim ca el să apară în bibliotecile școlare, în bibliotecile universitare, este foarte important. Ne dorim ca istoria acestui pogrom și nu doar a pogromului, dar și a Holocaustului să fie studiată obligatoriu în programul național, în curicula națională. Lucrul ăsta încă nu este posibil,
nu este posibil la noi, dar se întâmplă în alte state, unde la fel Holocaustul a luat o învergură pe care nu o putem trece cu vedere și nici nu trebuie să o facem. În Republica Moldova, Holocaustul este, istoria Holocaustului este o disciplină facultativă, la moment. La fel este un efort pe care l-am depus, pe care l-am realizat, împreună cu mai multe organizații internaționale, în special este vorba de OSCE, cu care am cooperat, dar credem că referința în lista de bibliografie ar trebui să fie și acest volum. Și ne pare foarte bine că este tradus în română, că vom putea și în continuare sugera această carte celor care vor dori să cunoască mai mult, celor care vor dori să facă cercetare în acest domeniu, celor care vor dori să reflecte asupra conexiunilor, premizelor care au fost create de pogrom pentru ca să se întâmple ulterior, nu peste mult timp, ceea ce a fost cel mai mare genocid în istoria omenirii, Holocaustul. Și sigur că credem că doar prin eforturi consolidate a organizațiilor naționale, a organizațiilor internaționale, a editurilor, a savanților, doar împreună putem reuși să privim istoria acestui pământ cu ochi deschiși, să recunoaștem că au fost pagini tragice, că ne aparțin, de fapt aparțin istoriei noastre, să nu o negăm, să nu negăm Holocaustul, să nu negăm pogromurile, să nu distorsionăm, să nu eroizăm persoanele care, din păcate, au comis crime, crime împotriva umanității, să învățăm din aceste lecții, fiindcă riscăm să le repetăm, în cazul în care nu ne învățăm lecțiile. Vreau încă o dată să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment și pentru invitații și pentru efort și cu siguranță vom face tot posibilul ca această carte să fie bine cunoscută, nu doar de către cei care au venit la acest eveniment. Mulțumesc foarte mult, domnule Rezan. Eu vă mulțumesc că deja s-a făcut un lucru foarte important, traducerea cărții, și țin o dată în plus să spun că este semnată traducerea de un mare scriitor și un mare traducător. Deci asta contează tot foarte mult și apropo de librării, pot să spun cu mândrie că se află deja cartea în toate librăriile bune din Republica Moldova și din România și ținând cont și de diaspora românească de prin Europa și nu numai, bănesc că ajunge foarte repede și în capitale europene. Așa că odată, deci pornit acest proiect, pentru că, da, în cazul unor cărți importante, deci sunt proiecte întregi care deci, au nevoie și de sprijin și de-aia am mulțumit, cu asta am și început și mulțumesc foarte în plus sprijinul pe care deci, ne l-a acordat pentru aducerea cărții USAID. Dar contează foarte tare și efortul nostru celor care citim deja cartea și de mai departe și unul dintre cei mai buni cititori, ca să nu zic, este și autor cartier, este Igor Cașu, care este citor, nu da din cap, pentru că altminte nu te-aș fi rugat să vorbești. Igor, care, în afară de faptul că se ocupă de Arhiva Națională, este și om care a publicat la noi cărți, a îngrijit studii și cred că e o carte care îți aduce apa la moare, cumva. Eu, în primul rând, te mulțumesc editorilor că m-au invitat. Eu le-am promis acum vreo 4-5 ani o carte de Foame de Păzbieric și nu le-am mai dat, nu mai scot la capăt, mai ales cu puterile administrative din ultimul 2 ani, mâine să fie 2 ani, de calvar plăcut, aș spune așa, ca să spun simărul. Așa că mulțumim cu aveți încredere, o să vină la mine, da? Dumnezeu e mare. Pui sare la rană dublă. Ce vreau să spun? Să-mi pun ceasul ăsta, cred. Eu am ori numai vinerea și simt nevoie de a vorbi mult. Dar câte minute am dat? 10. Ok. Deja. O să încerc să pontez niște lucruri. Iana deja a vorbit despre cartea de 92 și eu cred că dacă vorbim detalii despre pogrom propriu zis, al lui Giagea e mai bună. Dar o să spun de ce Zieberstein trebuie citit. Ce aduce el nou. Pogromul propriu zis, e vreo treime ce se întâmplă. Și el, da, el are talent literar. El este, asta este important, el are câteva greșeli, eu cu arhiva, da, mai
cum să zic, mai pretențios așa. Sunt detalii care el le scapă și chiar vorbind despre perioada de desfășoară, el zice de 2 zile, 3 zile, toți știu. 3 zile, nu știu de ce. Bun, dar mare da, 2 zile, adică nu contează, adică 2 pline și una în plus acolo, jumătate de zi. Deci sunt detalii care el cumva, deci le scapă, dar el este bun în sensul în care, cum să spun, narațiunea lui este mai digerabil, așa, e mai atractiv, da? Mai captivant decât la Judge. La Judge e ceva, cum scriu istoricii la noi, care noi citim, da, e hotărârea cu tare, așa, e mai sec. El scrie cumva, pentru că el vine din zona aceasta de istoria ideilor, istoria intelectualității, el a scris pe Odessa, deci, din perspectiva aceasta a imaginarului. Deci, pogromul propriu-zis e o treime aici. Ce aduce Zipperstein și de ce fac reclamă la carte? Fie că o să o cumpărați, fie nu, treaba voastră. Dar eu încerc să-mi fac datoria, să spunem așa. Ce aduce Zipperstein nou? Așa cum sugerează și titlul, deci el pe dânsul nu-l preocupă atât ce s-a întâmplat în Chișinău și el spune că multe lucruri, da, eu le-am luat din ziar și mai departe, dar noi nu putem stăpâni realmente ce s-a întâmplat, nu putem recupera realmente ce s-a întâmplat. Pentru că deja mitologia a luat înaintea realității, cumva, da? Deci el din perspectiva asta, și poate era cel mai indicat să facă lucrul ăsta. Și pe dânsul preocupă mai mult pogromul în imaginarul, în memoria evreiască, da? Și anume conexiunea cu Holocaust. Și el demonstrează. Eu am vorbit cu dânsul în 2016 la Stanford. El încă scrie cartea. Și când mi-a spus așa sec teza principală, mi s-a părut exagerată. Dar când am citit produsul final, am spus că e foarte convingător. Deci, într-adevăr, deci întrebarea de bază la care răspunde el, deci două elemente, două linii așa care vreau să le urmăresc aici, da? De ce s-a întâmplat, de ce pogromul de la Chișinău din cel mai cunoscut și care a fost impactul pe diferite dimensiuni ale pogromului, inclusiv doctrina național-socialismului, deci antisemitismul mondial, inclusiv chiar partidul bolșevicos, dacă ați citit atent, acolo sunt niște chestii interesante, inclusiv publicarea protocolului înțelepților Sionului. Adică sunt niște chestii foarte interesante. Și mai nou, apropo, Aliona, anul trecut la simpozionul cu pogromul, am discutat cu cineva, că ar fi, mi s-a părut exagerat, dar este și un impact asupra relațiilor internaționale, și anume a războiului și a deznodământului, războiului ruso-japonez chiar. Dar să mă opresc la de ce. De ce pogromul de Chișinău, în ciuda faptului că n-a fost nici cel mai cumplit, nici cel mai, spunem așa, sângeros, deci la nivel de persoane, de victime, așa, de ce a fost totuși a devenit un simbol? Chișinău, într-adevăr, cum a spus cineva aici, tot i-am spus, da, ambasadorul, deci într-adevăr americanii știu, când ai spui Chișinău, este sinonimul pogromului în Rusia țaristă și la nivel mondial. De ce s-a întâmplat? E o nedreptate cumva, da? Pentru că avem sute de pogromuri anterior în Imperiul Rus. Apogeul este în 1881-82, după asasinarea lui Alexandru al II-lea. Așa, pentru că în percepția publică s-a dat vina pe evrei, atunci avem sute de pogromuri, mii de victime. În 1905-1907, prima revoluție rusească, tot avem tot un val mare de pogromuri, inclusiv la Chișinău, unde cifra este mult mai mare. Deci avem pogromuri și înainte și după, Odessa, Kiev și așa mai departe, de sute de victime. Aici avem în jur de 50 de persoane. Judge, dacă rețin bine, de 46, Zipperstein spune de 49. În ce caz e vorba de 50 de persoane, plus minus. Probabil depinde cum calculează cineva. Cineva a calculat probabil cei care au murit de la răni în perioada următoare.
unii a calculat imediat primele zile. Și aici unul din factori este, evident, presa internațională. Aici el leagă, este o carte onestă. El are și ironie la adresa evreilor, dă percepție și așa mai departe. Deci nu neapărat leagă, dacă vreți, el explică tensiunile acestea cu anumite etnii locale, autoritățile, le explică nu doar din perspectivă etnică, el spune că este o suprapunere a preocupărilor sociale, profesionale ale evreilor, da? Ei sunt percepuți ca monopoliști în comerț în special și este această dimensiune care trebuie menționată de fiecare dată, pentru că nu este etnic, este religios, e o combinație de factori aici. Deci este chestiunea aceasta, primul pogrom reflectat pe larg în presa internațională, Michael David în special, dar și alții au scris la New York Times and Times, deci, e primul pogrom care s-a vorbit foarte clar. Este primul pogrom care, pe lângă text, este însoțit în mass media de foto. Este, deși fotografia s-a inventat câteva decenii mai devreme, acum avem, dacă veți, turnura aceasta, deci componenta vizuală, da? Și deja aici și o hrancă era mai ușor ca să urmărească deci mișcarea revoluționară, deja aveau fotografii. Înainte era foarte greu, deci aveai pașaport și era foarte greu să verifici identitatea, pardon, a unui suspect, așa? Deci, deci componenta aceasta este foarte importantă și aici el spune că, de fapt, informația care merge în Occident este și datorită faptului că evreii controlau contrabanda și contrabanda însemna și rețelele acestea de a transmite rapid în străinătate, prin Iași mai ales. Deci, se transmitea, pentru că era și o cenzură, regimul țarist era deranjat foarte tare de această campanie care a început și care a avut efecte internaționale. Foarte, foarte repede. În plan direct, Franța, să nu uităm, da? În 1904, cei mai înainte, deci Antanta, care o știm noi cordial, era în momentul ăsta, era doar acordul, deci o serie de acorduri bilaterale, și era doar acordul acesta ruso-francez. Și francezii s-au simțit cumva, chiar după ce a spus și Emilian, da, afacerea Drive și mai departe, chiar și francezii au considerat că pogromul de la Chișinău este mult mai deranjant. Adică acest pogrom, el a fost mic, dar impactul lui a fost atât de mare. Deci și în epocă, și ulterior, în memoria evreiască, așa încât chiar Franța a încercat să distanțeze de Rusia în conflictul cu Japonia. Deci Rusia a devenit paria. Așa? Este elementul care ține de urmare, deci a pogromului. În câteva luni de zile se publică la Petersburg, la Sankt Petersburg, se publică în ziarul lui Crușevan. Și aici Zipperstein aduce elementele noi, aduce multe personaje și descrie foarte clar cine este, cum a evoluat. Crușevan, Michael David și mulți alții, deci actorii, spunem așa, sau oamenii legați de pentru că tot vine din background-ul lui, da? De istoria ideilor, istoria al intelectualității. Deci este acest, și aici este elementul nou, nu este absolut nou, dar el îl dezvoltă, da? El citează doi autori, unul care ne-a vizitat anul trecut la arhive, Henrik Baran, mai este un autor din 2012 care a dezvoltat această teză, dar el o dezvoltă aici. Și anume aceea că la moment noi nu știm cine este autorul textului fundamental antisemitismul modern, deci protocoalele înțelepții Solomonului, dar știm cine a fost editorul. Crușevan a fost editor, el avea un ziar la capitana Imperiului Znamen, la Chișinău Besarabeți. Și s-a demonstrat un fel de forensic linguistics, așa? S-a demonstrat că limba rusă din acest text este foarte apropiată de limba rusă care se vorbea atunci în zona centrală a Basarabiei, în Chișinău și zona de acentă, să spunem așa. Cumva, asta tot este un element nou care îl aduce în față.
pentru că tezile astea erau cunoscute, dar erau cumva în partea unui tratat mai larg despre viața evreiască, despre istoria evreiască. Și el le scoate, deci asta este un merit extraordinar. Sigur că rămâne să vedem ce măsuri suntem de acord sau nu. Pe urmă cu bolșevice, iarăși, faptul că Bundu, da, secția aceasta evreiască din Partidul Social Democrat, deci ei aveau o poziție foarte importantă în Partidul Social Democrat și în conferința care a avut loc la Londra în 1903 în august, la câteva luni de la pogrom, Bundu a părăsit această conferință. Dar conferința asta este importantă prin faptul că acolo s-au împărțit menșevici și bolșevici. Și dacă nu părăsea Bundu, nu știi dacă Lenin avea majoritatea. Deci cumva interesant. Avea și menșevic. Acolo bine, acolo au fost două voturi. Sau dacă nu mă așa, chiar un vot a fost diferența. Este interesant așa. Nu că noi chișinăm, nu știu ce. Și vreau să spun la tema asta. Mulți în România și în Moldova se simt cumva vai că scrieți pogrom și nu știu ce, pogrom, Chișinău, sinonim, și a făcut tot de serviciu. Nu, oameni buni, nu. E ca și România cu Dracula, cred că în America știu de Dracula și de Ceaușescu. Și vai că e atac la imaginea că noi avem și alte lucruri frumoase. Sigur că toți au multe. Eu nu cred că trebuie să ne fie jenă de lucrul ăsta. Nu. E o parte, așa s-a întâmplat că, deci, dar e important că uitați conexiunea acestea, istorie locală, națională și mondială chiar, da? Deci vă îndemn să vedeți aici ce măsură este el, deci autorul convingător, de ce. Și el vine cu elementele astea, deci fotografie, asta este foarte clar, presa, rolul evreilor în, deci, cu contrabanda asta, inclusiv cu informații care ajung rapid și așa mai departe și mai departe. Și scurt, că nu am timp, la a doua parte, impactul în durata lungă. Aici eu cred că el spune la început, eu aș fi subliniat mai puternic lucrul ăsta. Eu cred că legătura între pogrom și holocaust este faptul, este rolul statului. Și aici de ce Chișinău, deși n-a fost cel mai mare, așa? Pogromul din Chișinău a fost primul în care s-a demonstrat foarte clar complicitatea autorităților. Deci într-un centru, a cincilea imperiu, oraș din imperiu, avea populație mai mare decât Kiev. Kiev, infrastructura a fost mai bună. Dar la noi, la populație, eram... Da. Asta este esența. Statul, implicarea statului. Primul pogrom în care se demonstrează clară implicația, rolul statului sau complicitatea statului. De ce? Pentru că abia în a treia zi se intervine. Este un vid de putere. Și apropo, el nu atrage atenție mult, sau îl citește pe Solzhenitsyn, dar în felul lui. Acolo Solzhenitsyn spune lucruri mai răsper cu faptele care le știm. Acolo el scoate basma curată în cartea lui 200 de mestri istoria evreilor ruși, da, de la sfârșitul clopșului până la sfârșitul RSS-ului. Acolo el are un capitol pe pogrom și acolo e Solzhenitsyn, acela monarhistul reacționar, nu e acela care îl știm din arhipelagul ăla. Deci el este anticomunist, dar este reacționar. O scoate basma pe curată și pe metropolit, deși știe clar, în timpul pogromului el îmbla în centru cu căruța, că aici era strada centrală și aici era epicentru, da? S-a început de la Ciufle, de la Cârmei de Știință și Piața Nouă, unde e Piața Mare Națională, în zona ce Ștefan cel Mare cu monumentul. Deci el scoate basma curată pe metropolit. Parcă nu era un guvernator aici, un rapid. Parcă nu era o hrancă. Apropo, să nu uităm, eu predau cursul ăsta și eu am fost mirat că nu avem o istorie a ohrancă. Și am constatat că, de fapt, ohranca se face în ajunul secția ohranchei la Chișinău funcționează doar în ajunul pogromului și imediat după este închisă. Pentru că ohranca țaristă nu funcționa ca KGB-ul. KGB-ul, în mare parte, avea structuri permanente. Ohranca se deschidea numai acolo unde era problemă sau se aștepta ca să fie o problemă. După asta se închide lavca, cum să spun. Da? Deci au existat doar trei ohranci permanente din momentul creierilor.
la Sankt Petersburg, la Moscova, și Sankt Petersburg 1866, Moscova 1880, și apoi Varșovia 1900. Deci astea toate, din momentul creierii, au existat până la sfârșitul, știți, a Imperiului, da? 1917. Restul se deschideau așa pe probleme. Deci aici tot trebuie de săpat și de văzut care e rolul ohrancăi. Eu am găsit ceva acolo, dar trebuie dezvoltat. Deci asta am vrut să spun. Deci colocau, deși pare exagerat, da? Dar este această legătură și într-adevăr s-a demonstrat și sunt studiile și a lui Timothy Snyder și mai departe, care a demonstrat că lipsa statului, deci când avem al doilea război mondial, da, și cumpărăm un teritoriu sau altul, nivelul de violență și victime, deci evrei, așa și nu numai, dar în special evrei targetați, deci țintiți în pudere rasial, avem diferența care este explicabilă prin prezența sau lipsa autorității de stat. Acolo unde este chiar un stat slab, acolo violența e mai slabă, mult mai mică. Deci unde este măcar o imitare de autoritate, da? Deja acolo nu se face prăpăt, da? Dar unde nu este absolut stat, acolo se face. În Transnistria, de exemplu, unde e așa, da? Mai vorbind după Bug încolo, unde autoritatea n-a existat, deci dreptul n-a existat. Și atunci violența este... Deci este această legătură, deși vă spuneam că în 2016, când am auzit prima dată această versiune, mi s-a părut exagerată. Deci, cu alte cuvinte, închei și vă îndemn la lectură. Este o carte foarte interesantă, utilă, detalii, în viața cotidiană. Deci asta o treime mai ales, care, deci, cu o gromă propriu zis, cum descrie, e fantastic. Tragic, este o poveste, dar cine a spus că poveștile n-au elemente groază? Dacă nu mă credeți, citiți poveștile lui fraților Grimm. Mulțumesc! Înțeam doar că, nu doar frații Grimm, în versiunea originală, Scufița Roșii nu se termină atât de optimist. Eu știu asta pentru că, apropo, e cea mai veche poveste europeană. Este atestată documentar încă înainte de anul 1000. Așa că, revenind la ale noastre, de regulă se încheie orice lansare prin semnarea unor autografe. Acum, deci, nu avem un autor aici, a fost Igor care a explicat atât de bine ca și cum... Da, era din interiorul cărții și s-a văzut foarte bine că o lectură, așezat o lectură în care, deci, se vede nu doar părțile puternice ale cărții, dar și, zicem, eventuale pagini mai vulnerabile, este mult mai utilă. Adică nu facem pur și simplu, cum a spus, propaganda, nu-i propaganda cărții, nu-i publicitatea cărții, este de fapt o discuție pe o carte și probabil discuția adevărată urmează pentru cei care vor citi cartea și vor avea o discuție cu ce au auzit în familie, cu ce știu, cu gradul nostru de informare sau din potrivă de ignoranță în aceste probleme. Mie nu-mi rămân decât să mulțumesc o dată în plus USAID pentru sprijinirea acestei traduceri și mulțumesc domnului Benjamin Long pentru prezența aici, deci, la această lansare. Mulțumesc corpul nostru diplomatic și domnul ministru, vă mulțumesc că avem o lansare în care prin asta, zicem, chiar am deschis un fel de jump spre Europa, pentru că cred că foarte mult chiar contează, deci, pentru cine vorbim și felul în care anumite cărți deschid anumite perspective în mințile oamenilor. Nu în ultimul rând, pentru că o să treceți pe lângă masa cu cărți, vă îndemn să vă uitați ce s-a mai pus între timp alături de această carte, pentru că spuneam, deci, în colecția Cartier Istorică au apărut multe studii pe probleme controversate. De exemplu, există o carte extraordinară a unui autor francez de origine română, Istoria Gărzii de Fier, scrisă în franceză, tradusă în românește, și nu e deloc o carte cu un prodomo așa, sau nu este nici, zicem, cu semnul plus, nici cu semnul minus. Este o carte în care, cu maxim de obiectivitate, în măsura în care poate face un om, un istoric, operează, deci vorbește despre acest fenomen. Alte cărți și la fel, deci, despre Odessa, apropo că s-a pomenit aici, și alte câteva le găsiți pe masă. Mie nu-mi rămân decât să vă mulțumesc, să ne revedem într-o săptămână în care, deci, joia viitoare vom lansa o carte de Oleg Serebran, o ediție nouă adusă la ziua unei dintre cărțile sale de geopolitică, și
sărbători frumoase cele care vin acum curând. Mulțumesc tare mult! Seară bună!